Este haos la unul dintre centrele de vaccinare de la Romexpo. Sute de oameni stau la coadă să se vaccineze. Aglomerația a fost de altfel pe tot parcursul zilei. Colega mea, Ana Maria Maxim, se află acolo. Ana, bună seara! De ce sunt nevoiți oamenii să aștepte? Bună seara, Andreea, bun găsit tuturor. Problemele au început de dimineață când stocul de vaccin Pfizer, singurul care se administrează la acest centru, s-a epuizat. A fost nevoie de doze noi, numai că cei de la Institutul Cantacuzino au întârziat cu livrarea. S-a ajuns astfel ca imunizarea persoanelor programate la ora 11 să înceapă abia la ora 15. Tot programul centrului a fost dat peste cap, s-a creat aglomerație și la această oră sunt zeci de oameni în care așteaptă, însă sunt răbdători. Alți oameni vin acum, sunt programați între ore 18 și 20, atunci când în mod normal ar fi trebuit să se închidă centrul, numai că șefa centrului a anunțat că programul va fi prelungit până când toți cei programați astăzi se vor putea imuniza. Probleme au fost și la alte două centre din capitală, iar reprezentanții Comitetului de Coordonare a Vaccinării spun că totul a fost din cauza volumului de solicitări.